Cel puțin 40 de localnici din nord-estul Indiei și-au pierdut viața în urma unor inundații cauzate de revărsarea unui lac glaciar. Zeci de mii de cetățeni au fost afectați de fenomenul devastator, iar aproape 100 de persoane au fost date dispărute. Revărsarea lacului glaciar South Lonak, localizat în regiunea muntoasă Sikkim din nord-estul Indiei, a produs inundații catastrofale prin spargerea unui baraj hidroelectric. Potrivit oficialilor indieni, cel puțin 40 de cetățeni au murit și alte 10 de persoane au fost date dispărute în urma inundațiilor. Orașele și satele de-a lungul râului Indian Testa au fost afectate, iar aproape 300 de case au fost distruse. Autoritățile au înființat adăposturi pentru rezidenți, în timp ce armata indiană încearcă să evacueze din regiune cu ajutorul elicopterelor aproape 1500 de turiști blocați. Încălzirea climatului a dus la o creștere treptată a lacului South Lonak ca urmare a topirii ghețarilor. Specialiștii cred că ploile torențiale din ultima perioadă au declanșat ruperea barajului, însă oficialii indieni desfășoară cercetări pentru a confirma cauza.